Clement Hunor, atac dur la adresa elitei. Politica românească este cunoscut pentru lupta acerb împotriva celuilalt. Presubliniere dintele UDMR, Clement Hunor, a spus, în mesajul transmis, joi, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, că România nu are o viziune, nu are un proiect fiabil, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeană. Elita politic românească nu poate să se pun de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, a spus Clement Hunor, adugând că politica românească este cunoscut pentru lupta acerb împotriva celuilalt. Dar oare cara în care trăim, România, subliniere tie spre ce direcție să se îndrepte? Deoarece această car nu are o viziune, nu are un proiect fiabil. Aderarea la UE a fost ultimul scop comun. Asta a fost acum 10 ani. Spre ce ne îndreptăm? Ce vrem? Care sunt obiectivele noastre? Elita politic românească nu poate să se pun de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, dar nici asupra direcției în care ar trebui îndreptate educația, sublinierea și sănătatea. Politica românească este cunoscut, astăzi, pentru lupta acerb împotriva celuilalt. De subliniere i ar trebui să se concentreze pe construcție, subliniere i dezvoltare, a spus Clement Hunor în mesajul transmis la Satumare, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, conform News.ro. Acesta a afirmat că în acest an societatea românească, sublinierea societatea maghiară din Transilvania, ar trebui să aibă un dialog despre un acord în privința viitorului. Astăzi, adevăratul act revoluționar din această care ar fi dacă am putea reda speranța, credința într-un viitor viabil. Chiar dacă nu vom putea îndrepta sublinierea niciodată trecutul, ar trebui să planificăm împreună viitorul nostru comun. Și cu asta am ajuns sublinierea la cea de-a doua condiție, să definim un proiect mare, comun, un obiectiv major comun pentru care putem mobiliza toate forțele, a mai spus Clement Hunor.